Bună ziua, dragi prieteni, sunt Aurora Sava și astăzi aș vrea să vă prezint o aplicație e-learning care este foarte prietenoasă și în același timp extrem de ludică. Sper că sunteți sănătoși și mi-aș dori ca să folosiți această aplicație ca un moment de atragere a atenției copiilor în cadrul scenariului didactic. Poate fi utilizată la începutul activității sau poate chiar și în mijlocul scenariului didactic, în funcție de felul în care ați gândit dumneavoastră arhitectura lecției. Aplicația despre care fac vorbire se numește Blabberize și o să fac partajare de ecran ca să vedeți cum anume am învățat eu să utilizez această aplicație. Așa cum de altfel v-ați și obișnuit, îmi imaginez, trebuie să, cu motor de căutare, să căutați aplicația cu denumirea Blabberize, da? Blabberize. Bun. Ne ducem pe opțiunea Login or Sign Up. Dacă nu aveți cont, utilizați această casetă și vă obțineți un cont. Eu nu o să mai fac unul, o să mă loghez pe adresa mea de e-mail. Aceasta este interfața. Observați că eu deja am niște blabberize-uri, adică niște fotografii vorbitoare. De exemplu, la clasa 7 am introdus în capitolul de mecanică clasică. Am început unitatea de învățare cu chipul lui Isaac Newton, da? Care. Ok. Să vedem cum anume se realizează o asemenea fotografie vorbitoare. Mergem pe opțiunea Make. Și ne aducem din device, din calculator, ne aducem o fotografie pe care vrem să o facem să vorbească în cadrul unei activități. Da? Ea deja s-a downloadat, se apare pe platformă și mergem pe această opțiune. Din aceste butonașe roz pot să o fac mai mică sau mai mare. Eu am să o las așa. Merg pe săgețică înainte și ce observ? A apărut aici o figură care are niște punctulețe, niște cercuri verzi și albăstrui. O să fixez această gură în dreptul gurii personajului. Ca să-mi fac această fotografie vorbitoare, va trebui să marchez gura personajului. Cum fac? Deci mă duc cu bulinuțele verzi până în colțul gurii și le așez de așa manieră. Cred că trebuia să încep cu cele albastre, dar pot să le duc și așa. Deci aplicația cere un pic de răbdare. Deci cu aceste albastre marchez gura, cu cele verzi colțurile gurii, da? Cu cel verde marchez, delimitez. Cât? Desenez gura personajului, iar cu această bulină mă gândesc cam cum trebuie să, cât de mult trebuie să deschidă gura personajului. O să văd că aici am niște opțiuni, aici pot să șterg gura, da? Și aici pot să adaug o altă gură personajului. Merg mai departe pe săgeată și va trebui să fac acest personaj să vorbească. Am două modalități de a pune sunet pe această fotografie.
Fie folosesc microfonul incorporat în calculator, fie folosesc deja o înregistrare. Eu am să folosesc microfonul calculatorului pentru că mi-este cel mai la îndemână. Apăs pe opțiunea microfon, pe acest buton roz și încep înregistrarea. Sunt Ivan Petrovici Pavlov și m-am născut în 14 septembrie 1849. Sunt un renumit fiziolog, psiholog și medic rus. Am obținut premiul Nobel pentru medicină pentru activitatea mea legată de fenomenul condiționării clasice, despre reflexul condiționat. Aștept să se încarce. Da? Observ. Ok. Înregistrarea s-a făcut, mă duc mai departe, merg pe săgețică, pot să-i dau încă o dată să urmăresc, dar nu mai stau să pierd timpul. Iar aici am mai multe opțiuni, fie editez din nou scena, fie îi dau salvare. Eu voi da salvare, îmi apar aceste opțiuni, am să notez titlul fotografiei, Pavlov, da? Pavlov, reflex condiționat, da? Și aici iarăși Pavlov sau reflexul Pavlov. Am două opțiuni, fie îl las în zona privată, fie îl partajez. Eu n-am am să le omit pe amândouă și am să-i dau save. Aștept să se încarce, să se salveze. Mie îmi place această aplicație pentru că nu durează foarte mult să o elaborez și o pot folosi ca un moment de relaxare în cadrul lecției, dar în același timp și de atragere atenției asupra discuției. Iată, fotografia s-a încărcat, da? Ok. Așa, aici de dedesubt îmi apar mai multe opțiuni. Fie, deci, opțiunea de distribuire, îmi place fotografia, pot să o transform în video, pot să o editez, pot să o șterg sau pot chiar să scriu o obiecție. Da, eu am să folosesc butonul share, apare adresa URL, respectiv link-ul pe care am să-l iau și am să-l copiez pentru a-l pune în chat, eventual, la începutul activității didactice. Mie îmi place, vă spuneam, această aplicație, pentru că se elaborează într-un timp relativ scurt, poate atrage atenția copiilor care se află în învățământul primar, școlar și, de ce nu, și în învățământul liceal. Poate fi utilizat la diverse discipline, cum ar fi, de exemplu, limbile străine, dar chiar și la științe, de exemplu. Vă spuneam că eu l-am introdus pe Isaac Newton ca un personaj care le povestește copiilor din zona istorică, ca să spunem așa, în care el s-a gândit la principiile mecanicii clasice. Poate fi utilizat foarte frumos pentru învățământul preșcolar sau pentru învățământul primar. În speranța că v-am atras atenția cu această aplicație Jucăușă, eu vă aștept săptămâna viitoare pentru a vă demonstra felul în care utilizez eu la clasă aplicația Padlet. La revedere!